Cu mare bucurie în suflet revin în prezența cuvântului și împreună în prezența Domnului, care a promis că acolo unde ne adunăm cu gândul acesta, El este prezent. Nu poate fi ceva dincolo de dacă ne-ar promite că trimite un înger, dacă ar promite că trimite o idee, un gând, dar nu. Personal, eu sunt împreună cu cei care se adună pentru mine, cu adevărat. Acesta este obiectivul. Doamne, te binecuvântăm și îți mulțumim. Nu puteai să oferi un dar mai mare decât prezența ta cu noi în cercetarea cuvântului tău. Fii binecuvântat în veci. Amin. O miniserie asupra căreia ne vom opri în câteva mici episoade pe traseu, sub genericul Căutând ochelarii de pe nas. Sigur că este o expresie atât de bine cunoscută, căutând ochelarii de pe nas, cred că ni s-a și întâmplat unora dintre noi, sau pălăria de pe cap, sau un lucru care era deja asupra noastră, căutând disperați. La un moment dat, lucrul acesta aduce cu sine o stare de deznădejde, deci nu mai e posibil, nu găsim, consecințele sunt acestea. Eram cu prietenul meu, Jeff Rich, cu soția dumnealui și urma să plecăm într-o călătorie de 100 de zile coast to coast, vest-est în America, și o călătorie de predicare. Nu mai găsim cheile de la mașină și atunci răscolim casa și răscolim curtea și răscolim mașina și răscolim biblioteca și cămara și bucătăria și baia, dar cheile nu sunt. Atunci urmează să ridică temperatura în relații între oameni și am spus, haideți să ne oprim. Am făcut mult efort în afară de ce trebuia să facem de la început. Haideți să căutăm pe Domnul. În primul rând, pe El trebuie să-L găsim și după aceea cheia. Și am spus cuvintele acestea, după care i-am invitat să ne plecăm pe genunchi. În momentul în care ne-am înclinat să ne plecăm pe genunchi, Cristina, soția lui Jeff, atinge cu mâna dreaptă buzunărașul de la blugi, nu buzunarul pe care îl întorsese pe dos de atâtea ori, ci în buzunarul acela era un buzunaraș mai mic și acolo era cheia, atinge, înainte să apucăm să ne plecăm pe genunchi. Oh, și strigă entuziasmată, gata, am găsit cheia și zic, tot trebuie să ne rugăm, să ne rugăm de mulțumire acum că am găsit cheia. Însă expresia căutând ochelarii de pe nas, putate că seamănă cu această situație, căutăm cheia care era în buzunarul nostru, de fapt, ne indică, ne îndreaptă atenția spre o stare de lucruri în care noi căutăm un anume lucru, acolo unde, în timp ce el, de fapt, nu este pierdut. De aceea e imposibil să găsești ceea ce nu ai pierdut. Că nu era pierdut, era asupra noastră. Și oriunde l-am căutat noi în exterior, degeaba. Dacă am pierdut pe Mântuitorul în inima noastră, putem să căutăm la Ierusalim zile întregi. După el nu-l vom găsi pentru că este pierdut în sufletul nostru. Oriunde am căutat. Un lucru nu poate fi găsit decât acolo unde a fost pierdut. Știți că omul acela, sărmanul care băuse și pierduse ochelarii, și bâșbuia noaptea sub un stâlp din acesta care avea un bec și lumina strada și l-a întrebat un policeman, un polițai care era de serviciu noaptea aceea, ce cauți aici, care e situația? Caut ochelarii, caut ochelarii, spune el, am pierdut ochelarii. Dar unde ai pierdut? Păi am pierdut acolo, în fața cârciumei, acolo pe strada aceea. Dar ce cauți aici atunci dacă ai pierdut acolo? Păi aici e mai multă lumină. Nu, nu ai cum să găsești ceea ce ai pierdut decât în locul în care i-ai pierdut sau l-ai pierdut. E singura găsire. Acum, cea mai dureroasă dintre toate pierderile este pierderea prezenței lui Dumnezeu. Sau mai degrabă pierderea simțământului prezenței lui Dumnezeu, aceasta nu se poate pierde niciodată. Plin este cerul și pământul de prezența lui. Dar simțământul, sigur că da,
simțământul care devine și are aceeași putere cu realitatea asupra ființei noastre, simțământul acesta al pierderii prezenței lui Dumnezeu se poate instala în sufletul nostru. Chiar dacă ochelare sunt pe nas și noi continuăm să căutăm, e din cauza că noi avem impresia și credem și simțim noi că i-am pierdut, dar ei sunt chiar acolo. Astfel că vom merge cu această ocazie la unul din cele câteva exemple pe care le vom aborda noi în această miniserie Căutând ochelarii de pe nas. Vom merge împreună în Judecători la capitolul 6, în locul unde știm că vom găsi această inepuizabilă comoară de învățătură, de lumină, care este experiența sau viața lui Gedeon. Dragii mei, suntem într-un loc în care ar trebui să mergem cu mare atenție. Ați observat când la săpături arheologice se ajunge la un obiect sau un obiectiv anume, se lucrează cu periuțe fine, se șterge praful ușor, deci se înaintează milimetric spre a nu distruge valoarea lucrului care a fost descoperit. Așa simt și trăiesc călcând în locul acesta, pentru că Gedeon devine și este un simbol al lumii care a pierdut prezența lui Dumnezeu, care este disperată și geme sub greutăți de neimaginat sufletești și sociale și fizice și biologice și caută o soluție în locul în care nu se găsește, caută pe cel care nu este pierdut, căutarea aceasta fiind însoțită de disperare, care la un moment dat sfârșește groaznic și tragic, mai ales pentru tânăra generație. Judecători, capitolul 6, versetul 6. Israel a ajuns foarte nenorocit din pricina lui Madian. Hai să ne oprim puțin. Niciodată nu vom putea să rezolvăm o problemă cu mijloacele cu care am creat-o. Dacă gura noastră ne-a băgat în necaz, cum scrie Cartea Proverbelor, nu vom reuși să rezolvăm problema aceasta vorbind și mai mult, și mai tare, și mai rău. Nu, n-avem cum. Trebuie să fie alt mijloc. Trebuie să fie, și anume, trebuie să aibă loc o schimbare a inimii. Și atunci problema aceasta se rezolvă. Altfel, o repetăm indefinit până când ea devine de nerezolvat. Ce spuneți de cuvintele acestea? Israel a ajuns foarte nenorocit din pricina lui Madian. Este acesta adevărul? Sau este doar impresia pe care o avem noi, în care căutăm întotdeauna cauza problemei în afara noastră? Noi nu suntem vinovați în niciun caz. Vai de mine, să nu te apropii prea mult, e carne vie, nu poți să atingi, cum ai atinge un nerv dentar sau ceva? Stai departe, nu, eu nu sunt vinovat, eu n-am niciun fel de vină, eu n-am făcut niciun fel de greșeală. Repeta cineva chiar pe patul de moarte. Israel a ajuns foarte nenorocit, e adevărat, este foarte, foarte nenorocit. Dar din pricina lui Madian? Păi ia să mergem tot aici în capitolul acesta, în versetul 1 și după aceea să ne întoarcem cu întrebarea aceasta. Versetul 1. Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului și Domnul i-a dat în mâinile lui Madian timp de 7 ani. Din pricina cui? Cine este autorul stării acesteia? Madian, acești barbari care erau în preajma lor și năvăleau în țară și mâncau tot și lăsau copiii bolnavi și lumea sub teroare se ascundea în peșteri și în gropile pământului după stânci până când pleca plaga din țară. Din cauza lui Madian? Păi nu a fost aici și înainte lucrul acesta. Nu mai sunt și în alte locuri situația asemănătoare. Peste tot se intră așa de o țară peste alta. Îi mănâncă mâncarea sau... Nu, este o altă cauză atunci. Și cauza este aici în versetul 1. Oamenii aceștia au ales un drum și o cale și o practică de viață care nu venea de la Dumnezeu, ci era inspirată chiar de Madian. După cum mai târziu, păcătoșenia lui Israel era inspirată de Babilon. Ei chiar aveau o admirație pentru babilonieni și măcar că nu prea spuneau ei la predică lucrul ăsta, dar în sufletul lor ei fericeau babilonienii până când au ajuns acolo unde au plecat și au primit ceea ce și-au dorit.
Israel a găsit drumul acesta diferit de drumul, o cale care nu era calea lui Dumnezeu. Nu era din pricina lui Madian, ci era din pricina lor. Madian și cei 7 ani de nenorocire nu au fost altceva decât consecința faptelor lor, urmarea alegerilor lor. A fost destinația drumului pe care l-au ales. Iubiții mei, să ne oprim un moment aici. Nu avem cum să ne dăm seama cu adevărat de prezența lui Dumnezeu, să ne dăm seama că ochelarii sunt pe nasul nostru, nu avem cum, dacă nu vom privi lucrurile descoperit, privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă. Dacă nu vom privi adevărul așa cum este, indiferent cât de plăcut, de neplăcut, de dureros, cât de împotriva agendei noastre, împotriva firii noastre, poate fi el este și rămâne adevăr, indiferent ce părere avem noi despre el și indiferent pe ce cale am vrea să mergem. Copiii lui Israel erau autorii acestor stări de lucruri prin care Israel a ajuns foarte nenorocit. Și partea a doua versetului spune: copiii lui Israel au strigat către Domnul. E nevoie să ajungi foarte nenorocit ca să strigi către Domnul? Nu e nevoie de așa ceva, ar trebui să strigăm la Dumnezeu atunci când sunt vremuri bune și după cum mulțumirea către Dumnezeu este profetică și este o atitudine de primire a ceea ce n-a venit încă, așa cum a spus Mântuitorul, să crezi că l-ai și primit și îl vei avea, așa este mulțumirea. Tot la fel, mărturisirea sau predarea în mâna lui Dumnezeu este o expresie a faptului că noi suntem conștienți că e posibilă căderea. Sunt foarte bine acum, nu am căzut, nu e nenorocire, e foarte nenorocit în viață sau asta, dar lucrul acesta este și rămâne o posibilitate permanentă. Și așa cum mulțumesc cu anticipație lui Dumnezeu, tot așa strig către Dumnezeu și mă predau lui Dumnezeu cu anticipație. Nu e nevoie să cad în vreo prăpastie. Nu e nevoie să ajung foarte nenorocit. Știu că lucrul acesta este o posibilitate permanentă asupra vieții mele. Și dacă nu mă ții Tu, Doamne, nu am cum să rămân în picioare. De aceea, haideți să mergem împreună pe firul acesta. Să nu ajungem acolo unde să fim foarte nenorociți ca să strigăm la Dumnezeu, să strigăm în vremuri bune, să încărcăm sufletul cu har, în vremuri din acestea în care mulțumirea năpădește sufletul nostru, atât pentru ce ne-a dăruit Dumnezeu, cât și pentru ceea ce El va trimite. Când ei au strigat către Dumnezeu, spune în versetul 7, răspunsul lui Dumnezeu a fost trimiterea unui proroc. Adică răspunsul lui Dumnezeu constă, în primul rând, în a ne face să înțelegem adevărul despre situație. Cine te-a adus în situația aceasta? Cine este autorul? Cine este vinovat de faptul că ești foarte nenorocit astăzi? A trimis un proroc. Dacă ar fi răspuns într-un fel chiar miraculos, dincolo de închipuirile lor, dar nu ar fi rezolvat problema de fond, lucrul ăsta n-ar fi ajutat cu nimic. De aceea, cel din tâi pas nu a fost nimicirea armatei madianite sau eliberarea lui Israel, primul pas a fost trimiterea unui proroc pentru că e nevoie să înțelegi lucrul acesta, să înțelegi adevărul despre situație. Dacă nu înțelegem adevărul, o vom repeta și o vom repeta la cote mult mai grave. Ați observat ce frumos întreabă Mântuitorul? Înțelegeți voi ce v-am făcut? Adică nu doar că au participat sau că au ascultat, înțelegi lucrul acesta. Înțelegi? Dumnezeu prețuiește mult. A trimis un proroc care le-a explicat: uite de ce suntem aici, nu ați ascultat glasul meu. Când vă rugam fierbinte și v-am spus despre Dumnezeii lumii acesteia în care trăiți, nu vă închinați la așa ceva, nu vă temeți, nu acordați atenție acestui lucru. Dar de ce nu mi se pare chiar foarte confortabil, mi se pare bun, mi se pare atractiv, așa este, dar întreabă unde duce. E posibil ca să servim o mâncare foarte gustoasă, dar cu totul nesănătoasă sau chiar otrăvită. N-ați ascultat de lucrul acesta. De acolo venea grava problemă. În primul rând trebuia lucrul acesta înțeles
Și mă rog lui Dumnezeu ca și noi să gândim în acești termeni de fiecare dată când ajungem într-o astfel de situație și cu mult înainte de a ajunge, preventiv. Sfânta Scriptură este o carte preventivă, să nu se întâmple așa ceva. Vă scriu să nu păcătuiți. Dar dacă s-a ajuns aici, vă scriu să nu continuați păcătuirea în deznădejde, ci avem la Tatăl un răspuns, o soluție. Acum, Dumnezeu, după ce a trimis adevărul acesta, a apelat la înțelegerea lor și după ce ei au înțeles, atunci, imediat, a venit răspunsul. Dacă refuzau să înțeleagă lucrul acesta, nu se putea merge mai departe. Nu se poate merge mai departe de momentul în care un om acceptă adevărul, îl primește în viața lui sau îl respinge. Nu se poate merge mai departe. După ce acest lucru a fost clar, făcut clar sufletului nostru, după ce ne-am pronunțat cu privire la adevăr așa cum este El în Hristos Iisus, l-am primit sau l-am lepădat, atunci urmează răspunsul lui Dumnezeu. Atunci a venit Îngerul Domnului, care se dovedește a fi însuși Domnul, și a adresat ceea ce găsim în versetul 12. Domnul este cu tine, viteazule. Este foarte mult pus în valoare în vremea noastră conceptul acesta de luare aminte, mindfulness, să fii prezent, adică să gândești, să participi la discuția aceasta. Se pare că puterea prejudecăților din mintea noastră, puterea ideilor preconcepute, care sunt mult mai greu de disociat decât atomul, spune Einstein, prejudecata aceasta, ele au o putere așa de mare încât anulează literalmente cuvântul lui Dumnezeu. Ați desființa cuvântul lui Dumnezeu prin gândire voastră. Ei prin datin, dar noi prin anumite idei, tradiții, tendințe, trend în lumea noastră, modă, diverse aspecte ale vieții noastre, ați desființat cuvântul lui Dumnezeu. Încleștarea aceasta între felul, între vederile mele și revelația lui Dumnezeu se sfârșește cu moartea uneia dintre ele. Ori cuvântul lui Dumnezeu va fi dat la moarte, așa cum s-a văzut, ori omul meu cel vechi va fi dat la moarte. Domnul este cu tine, viteazule. Ne se pare clar, nu? E ceva foarte greu de înțeles. E cu tine, sunt cu tine, sunt aici, vorbesc, uite, pe ecranul ăsta, ești aici, puteam să... Domnul este cu tine. Urmăriți versetul 13. Rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-a întâmplat? Păi ne-am zis că e aici cu tine. Tu ai auzit ce ți s-a spus? Tu ai crezut cuvântul acesta al lui Dumnezeu, care e însoțit de autoritatea și puterea lui Dumnezeu? Nu există scuză în a-i spune Domnului, Doamne, nu te înțeleg, vorbești cumva de înțelegi numai tu. Nu, nu există așa ceva. Nimeni nu poate să învețe vreodată pe om cum îl învață Dumnezeu, care vorbește pe limba și limbajul sufletului lui, care transmite adevărul într-un fel care este irezistibil și irefutabil. Nu se poate respinge așa ceva. Domnul este cu tine, viteazule. Păi dacă e cu noi... Deci este clar că nici n-a auzit, nici n-a crezut lucrul acesta. De ce se întâmplă așa ceva dacă spui că este cu noi? Doi, unde sunt toate minunile acele? Unde sunt? Unde este Dumnezeu? Când părinții noștri ne-a scos Domnul de regii, păi bine, asta am înțeles. Am auzit la ora de experiență povesti pe oameni povestind, dar cum rămâne cu noi? Cum rămâne cu situația mea, cu copilul meu, cu familia mea? Aici cum rămân lucrurile acestea? Și partea ultima a versetului 13, nu numai că nu este cu noi Dumnezeu, Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. Domnul n-a părăsit pe nimeni. Și Domnul nu părăsește pe nimeni. Domnul nu a lepădat pe nimeni și Domnul nu leapădă. El este puternic, spune cartea lui Iov, dar nu leapădă pe nimeni. Dacă vorbim de părăsire, atunci omul este cel care părăsește pe Dumnezeu. Ei m-au părăsit, spune Domnul, ei m-au lepădat, îi spune lui Samuel. Acesta este adevărul. Știu și înțeleg că nu este simplu să admitem așa ceva, dar nu e mai puțin adevărat.
Domnul ne părăsește. Păi de el ți-am spus că Domnul este cu tine, e prezent, uite-te aici. Unde este Domnul? Îl cauți la răsărit, îl cauți la apus? Nu, este prezent aici cu tine. Împărăția cerurilor și prezența lui Dumnezeu de care vorbim noi, nu e de așa fel, spune Mântuitorul, ca să te uiți după ea undeva. Este chiar în sufletul tău, acolo a așezat Dumnezeu lucrul acesta. Domnul s-a uitat la el și a zis, du-te cu puterea pe care o ai și izbăvește pe Israel și îi aduce argumentul total. Oare nu te trimit eu? Este versetul 14, ultima parte. Când Dumnezeu ne cere să facem un lucru, când El ne vorbește să fim milostivi, să ne rugăm pentru Cel ce ne prigonește, să iubim pe vrăjmașul nostru, să vorbim de bine pe Cel ce ne bârfește, să facem bine celui ce ne urăște. În momentul în care spune aceste cuvinte, acestea nu sunt vorbe, acesta nu e discurs, nu e oratorie. Acesta este Duh și putere, a spus Mântuitorul nostru. Când El spune, fă lucrurile acestea, când El spune, calcă pe urmele mele, când El spune, fiți sfinți căci eu sunt sfânt, acestea nu sunt lozinci, nu sunt simple vorbe. Când a spus, Lazare, vino afară, Lazar a venit afară. Deci nu sunt însoțite de o putere totală. Conceptul acesta că totul a fost făcut din nimic este foarte copilăresc. Sărac, sărman, e groaznic chiar. Nu, totul a fost făcut din și prin cuvântul lui Dumnezeu. Acolo este puterea existenței, puterea care dă naștere existenței, a ceea ce există. Și cuvântul lui Dumnezeu nu este nimic. Nu, niciodată așa ceva. Nu te trimit eu, acesta este argumentul. Ai auzit ce am zis? Păi, da, eu sunt aici, dar eu aud tot ce știu eu, chiar dacă tu zici aceasta. Și versetul 15 dovedește. Cu ce să izbăvesc? Nu, nu. Ți-am spus că eu te trimit. Păi în momentul când te-a trimis Domnul, El s-a gândit la toată logistica aceasta. Și întrebarea noastră, cu ce să fac un lucru sau altul, sau văd în mine altă lege, cum să fiu altfel dacă așa sunt eu și dacă așa fac eu? Nu, Domnul nu te-a întrebat nimic altceva decât te-a întrebat, vrei lucrul ăsta? Adică ești deschis, mă crezi pe cuvânt? Nu te trimit eu? A spus bunul Dumnezeu, cu ce? Și la întrebarea lui, cu ce? Sunt sărac, sunt fără reputație, nu mă ascultă nimeni, sunt cel mai neînsemnat chiar la mine în casă. Cine să mă asculte în Israel pe mine? Logic, adică aparent, dar în același timp foarte, foarte greșit. 16. Eu voi fi cu tine. Aceasta răspunde oricărei întrebări. Ați observat că lui Moise i s-a promis îngerul, i s-a promis țara. Orice însemna lucrul, îngerul merge cu tine, țara așa, îți va deschide drumul, cuvântul lui Dumnezeu va fi. Nu, 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 nu aceasta vreau. Eu te vreau pe tine. Pentru mine țară, pentru mine înger și orice altceva ești tu. Dacă tu nu ești prezent, nu trebuie nici cerul, nici pământul, nici țara promisă, nu trebuie nimic din lucrurile acestea. Mergi tu, voi merge eu însumi cu tine. Și aici spune, eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. În momentul acela, mintea și sufletul lui Gedeon se trezesc. Are loc această iluminare, trezire a conștiinței. Wow, și a zis, lucrul ăsta s-ar putea să fie adevărat. Încă nu crede. Dă-mi un semn ca să știu că tu îmi vorbești. Și atunci el a venit și a adus jertfa aceea pe care bunul Dumnezeu a primit-o și scrie Scriptura că din stânc a ieșit un foc care a mistuit carnea și azimile, după care îngerul Domnului s-a făcut nevăzut dinaintea lui. Gedeon este pur și simplu înspăimântat, cu tremurate. Deci Dumnezeu nu era nici departe, nici nu ne părăsea, nici nu ne-a uit, Dumnezeu era prezent. Am văzut pe îngerul Domnului. Păi tu ai zis unde este? Acum am văzut. Auzisem de tine, spune Iov, dar te-am văzut cu ochii mei. Ce-am văzut cu ochii noștri, aceea vestim, noi au spus apostoli. Am văzut pe îngerul Domnului, vai de mine, stăpâne, Doamne. Și din nou se consideră singur, dar Domnul este prezent, sunt cu voi în toate zilele, în toate situațiile, până la sfârșitul lumii. Versetul 12, fii pe pace, nu te teme, nu vei muri. Nu moare cel ce vede pe Domnul, moare cel ce nu-L vede, măcar că El este.
De aceea Gedeon a zidit acolo un altar Domnului și cum și noi trebuie să zidim acest altar în viața și ființa noastră și a pus numele Domnul Păcii. Altarul acesta este și astăzi la Ofra, care era a familiei lui Abiezer. Cuvântul a fost scris în vremea când altarul încă exista. Deci, unde erau ochelarii pe care îi căutau pe nas? Unde căutai? Prezența lui Dumnezeu în viața noastră nu este o simplă vorbă, o impresie, o emoție, ci este o promisiune a lui Dumnezeu legată de existența cerului și pământului. Câte vreme sunt acești doi martori și vedeți, așa, atâta vreme este adevărat și puternic acest cuvânt pe care ni l-a dat. Iată, eu sunt cu voi. Doamne, dar nu te văd, nu văd, ce văd eu, mie îmi spune că nu ești acum. Dar la cuvântul tău voi primi în adâncul sufletului meu promisiunea ta. Ajută-mă să nu mă depărtez niciodată, să nu mă îndoiesc de tine și ajută-mă să te cred pe cuvânt. Nu este o luptă ușoară aceasta, pentru că ea este dusă împotriva unor stări sufletești și a unor convingeri care de mult alimentează viața noastră. Și nu va fi ușor de scăpat din închisoarea convingerilor noastre cu privire la Dumnezeu. Dar, iubiții mei, niciodată El nu va călca un cuvânt al Lui care ne-a fost dat în atât de clari termeni. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele. Păi și în ziua aia și în ziua aia. În toate zilele. Eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Tată Ceresc, nu poate fi un dar mai mare și mai binecuvântat decât prezența Ta, Doamne. Cerul e frumos și viața veșnică este frumoasă. Dar Tu ești cerul nostru, Tu ești viața veșnică noastră. Te rugăm fierbinte, Doamne, ajută-ne să fim prezenți atunci când ne vorbești. Ajută-ne să luăm aminte la cuvântul Tău și când atenția noastră este atât de împrăștiată și de distrasă. Te rugăm, Doamne, fixează, ațintește privirea noastră asupra Ta și fă cuvântul Tău o putere în viața și ființa noastră. Da, Tu ești cu noi, Doamne. Nu trebuie să Te căutăm nicăieri. Tu ești prezent aici cu noi și cuvintele pe care le-ai spus omului acestea le spui fiecăruia dintre noi. Domnul este cu tine. Fii binecuvântat în veci. Amin.